Învață să primești mulțumiri și să primești urări că te iubește lumea și te urăște. Pentru că ești așa cum ești, pentru că știi unde ești, știi ce poți. Învață să primești laude și dislaude, aplauze și non-aplauze, da? Învață, învață, învață. Sunt, în primul rând, nu are nimeni cu tine nimic, da? Nu uita că ești doar tu în lumea ta, cu proiecțiile tale, de demult, de acum, de viitor, de prezent, de trecut. Și reacția a fost, da? Cineva a scris ceva și pentru mine reacția învață să transform în, da? Ok. Programelul Zen te ajunge din urmă. Ok. Învață să accepti toate părerile, da? Toate au loc sub soare, spațiu. Asta ai venit să transformi pe pământ? Culme, ai venit să transformi totul pentru că poți, da? Toate părerile și ce-ți place, aia rămâne, culme. Tot ce-ți vine de bine sau de rău, de laudă sau de non-laudă, ai trimis tu energiile, frica ta, bucuria ta și așteptările tale, da? Adu-ți aminte cum erai la început. Fac aia, nu fac aia, dar ce o să zică lumea? Da, uite ce urâtă sunt, da, proastă și nu știu cum, da? S-a transformat totul, s-au transformat lucrurile, da? Ai înțeles unde ești, ai ajuns unde ai ajuns, ai ajuns cum ești și acum te ajung din urmă. Toate fricele de frumusețe, de urățenie, de deșteptăciune, de înțelepciune, de, da? Și tu n-ai nicio treabă acum, culmea. Adică ai o reacție, dar ți se propune, universul îți propune și jocul ăsta de a... Da? E divin. E divin. Și e minunat. Și adu-ți aminte la început când ai pornit zâza bâza cu înregistrările, tot auzeai, ți se spunea în cască sau unde căutai ceva, da? Acum să vezi ce o să facă. O să o rupă în bucăți toți. Da? Cam asta era. Și cred că acum ești acolo. Dacă ai luat-o de la capăt, pe bune, totul a fost până acum așa, doar exerciții, da? Și acum ai sărit cu toată lumea și pe bune ai început să transforme lumea. Bun. Știu că înregistra cineva. Scrieți, scrieți că vi se întoarce și vi se... N-are cui să se întoarcă. Bine că ai înțeles măcar atâta lucru și nu trimis nu știu unde să se întoarcă, nu știu cui. Tu ai trimis, nu uita, tu ai trimis ce ai trimis, da? Că-ți place, că nu-ți place și acel ce-ți place, nu-ți place, vine înapoi. E divin. E, nu, că ăla, cineva vrea să-ți facă nu știu ce, a schimbat ăla denumirea, numele lui, a schimbat, a intrat și a făcut un alt cont ca să scrie, să te vâzâie, să te... Nu e nimic din așa ceva. Chiar dacă e, e dincolo. E divin. Acceptă așa ceva. Acceptă că tu ai trimis totul și îți vine înapoi. Da? Nu uita că ești doar tu. Și lumea din jurul tău și oglinzile tale și clipă de clipă e un fel de test. Da? Ai sărit pe pământ, ai sărit în jocul pe pământ de ați ascuns. Și te joci tu cu tine de ați ascuns. Și e minunat. E... Da? Cum ai simțit? Ți-a scris cineva ceva și... Da? Asta e începutul, stai să vezi. Da. Cineva zicea că am închis toate alea discuțiile, să nu mai aud, să nu mai scrie, să nu... De ce? Deschide-te și primește tot. Yeah? Sunt ale tale, sunt fricile tale, zăbunelele tale, că ești așa, că nu ești așa, că placi cuiva, că nu îi placi, fie divin masculin, divin feminin, da, în tine, ești un tot întreg. Chiar dacă zici că îți găsești jumătatea, ce treabă ai tu cu jumătatea care o umblă și te caută pe tine din cei ce ai trimis tu? Tu ești un tot întreg, nu uita. Da? Energie pură ce ești. Ai căzut pe pământ în forma aceasta minunată și ești un tot întreg. Și tot ce roiește în jurul tău, în sensul cel mai frumos, cel mai urât, dar ele sunt împreună, posibil, sunt energiile trimise de tine.
Da? Și te ajunge din urmă energie trimisă de moș strămoș. Știi cum era? Am văzut, era un film rusesc, o poveste foarte drăguță. Regele vine nu știu unde, într-o casă și deschide ușa cu piciorul și zice... Cine-i stăpânul? Vină încoace, ăla vine și el ia, vine cu cafea, o să-l întâmpine cu ceai, el ia ceai și-i toarnă în cap, zice, acum n-am nicio vină, sunt rudele din partea mamei s-au trezit în mine, strămoșii, și n-am ce să fac, eu sunt un om bun, eu sunt un om bun, dar s-a trezit în mine ruda din partea lui tata și uite ce face, ce ravage face pe pământ, da? Nu știu despre ce a fost asta, pentru ce, dar am simțit, da. Foarte frumos, hai că vezi mai departe. Acolo ești, acolo, acolo. Ai început odată, a mai apărut încă o dată, da? După aia au apărut, da, pozitive, pozitive, pozitiv, negative împreună, așa că obișnuiește-te și primește... Cum vine acum, deputată zi spirituală, ce ești? Primește palme, uite așa, energetice, ale tale, da? Din partea mamei sau din partea tatei, trimise în univers, a bunicilor, străbunicilor. Da? E cadou. Mulțumești, culme e, da? Asta era acum, ai luat o palmă, mai primești aici o palmă, da? Da. Cam asta e despre... Și că nu le băga în seamă, nu băga în seamă. O să nu bagi în seamă, sunt cadouri. Da? Cineva, nu știu ce, ți-a urlat acolo, ți-a scris. Cam bancul ăla cu... Vine unul beat... A urlat, n-a scris, a urlat, da, da. Vine unul a doua zi, după o beție crâncenă. Și la bere scrie și citește ce scrie acolo și ia și trăsnește în geam cu ce-o găsit, cu un pietroi și lovește și distruge și trece unul și zice, ce faci? Și da, uite, au scris, n-au putut să scrie, normal, bere nu-i, au scris, bere nu-i, bere nu-i. Au urlat că bere nu-i, dai seama ce reacție a avut la, că avea nevoie de bere omul după o beție grâncenă. Așa și eu am simțit, da? N-a scris omul, a urlat că ești așa sau ești o romacă sau ești urâtă sau drag știi ce spui acolo. Și nu uita că poate nici n-a fost, e vis-realitate, vis-realitate, dar te-a zăbunit și a pornit în tine ceva de care ai nevoie, da? Vrăjitoare fantomă energetică ce ești. Ai nevoie de toate energiile și când sunt prea mult pozitive, universul îți aruncă așa un urlet scris. Și o era la pe o clipă. Da? Că trebuie să-ți relaxezi și să-ți reglezi, da? Să fie un echilibru. Bine rău, bine rău, bine rău, bine rău, bine rău, bine rău. Nu uita, nu uita, acolo ești. Și în fiecare clipă când se întâmplă ceva, oriunde ai fi și orice ai face, îți vine o energie de unde Dumnezeu, că n-am, da? Și vine să-ți zbânțuie un pic pozitivul din tine, culmea, și invers, dacă e prea mult negativ, vine un pozitiv de ți-l zbânțuie pe el negativ de la pozitiv. Ok, acolo ești.